Președintele Claus Iohannis consideră că sistemul de stat din România este plin de incompetenți și de slugi. Ajuns la această concluzie în contextul problemelor grave ridicate de cazul Caracal. Modificările aduse legilor justiției, valul de pensionări din sistemul de ordine publică și siguranță națională, recursul compensatoriu... Toate acestea au generat grave vulnerabilități la adresa securității naționale, cu efecte dintre cele mai dramatice pentru siguranța oamenilor. Am ajuns aici pentru că guvernele din ultimii ani au umplut țara de incompetenți în funcții, au dat afară prea mulți profesioniști, au pus în schimb slugi și oameni incapabili. Corupția și incompetența distrug statul, deprofesionalizează instituții. Concluziile președintelui vin după ședința CSAT, unde a cerut un dosar complet al cazului Alexandrei. Datele prezentate în rapoarte reflectă o serie de deficiențe grave. Șeful statului spune că este obligatoriu ca românul să se simtă în siguranță în propria lui țară. În prim pas, obligatoriu este eliminarea definitivă din sistem a celor care nu își fac această datorie. În acest sens, le-a cerut atât partidelor de la putere cât și celor din opoziție să-și schimbe viziunea despre funcțiile publice. Le cer și celor care sunt acum la putere dar și celor din opoziție să își schimbe abordarea față de funcția publică. Pentru că altfel se va continua la nesfârșit cu mecanismul, placa ai noștri, vina ai noștri și oamenii competenți sunt ținuți pe margine sau, mai grav, alungați din țară. În concluzie, președintele susține că statul român Așa, trebuie resetat.